Doi împărați, capitolul 2, de la versetele 19 la 22, pagina Bibliei 390. Să ascultăm cuvântul Domnului. Oamenii din cetate au zis lui Elisei: Iată, așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele. Și țara este stearpă. El a zis: Aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în ele și a zis: Așa vorbește Domnul: Vindec apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, așa cum promisesem dimineața aici în Biserica Emanuel, vom începe un nou serial de 12 mesaje, cuvânt binecuvântat al lui Dumnezeu, intitulat Comoara din stâncă. Am urmărit 12 mesaje în apă din stâncă, apoi 12 mesaje în miere din stâncă. Astăzi începem comora din stâncă și, dacă mă va ajuta Domnul, vom avea încă două legate de stâncă, două seriale speciale. Prin aceasta, căutând zidirea noastră sufetească, înălțarea Domnului nostru Isus Hristos, o cunoaștere mai îndeaproape a Mântuitorului nostru Isus Hristos. De asemenea, mântuirea celor ce nu-l cunosc pe Dumnezeu. În pasajul de astăzi, întâlnim pe profetul Elisei. Se găsește la Ierihon. Și se vede că oamenii din Ierihon sunt confruntați cu o problemă foarte mare. Apa. Ierihonul a fost prima cetate cucerită de către Israel sub Iosua după ce au trecut Iordanul, a fost simbolul tăriei umane, simbolul opoziției cu orice preț la Dumnezeu. Și când cetatea a fost nimicită în planul Domnului, Iosu a rostit un blestem. Cine va rezidi orașul acesta să fie blestemat, este obiceiul timpului. Dacă îi va pune din nou temeliile, să îi le pună temeliile cu prețul întâiului născut. Sute de ani mai târziu, un antreprenor îndrăzneț, el din Betel, a pus din nou temelia orașului. A rezidit orașul Erihon cu prețul întâiului născut numit Abiram. Uitați-vă, nu împărați 16 la 34. Dar chiar dacă Orașul a fost reconstruit. Apele orașului nu erau bune. Ce este o mare problemă să nu ai apă. Pentru că viața depinde de cursul apei. Viața depinde de apă de băut. Unde nu este apă, acolo nici viața nu-i noi. Apa în Irihon era o apă sălcie, leșietică. Cu multe minerale, și de ce era nepotabilă. Datorită acestui fapt, oamenii se îmbolnăveau deseori. Datorită acestui fapt, culturile în Irihon nu erau deloc bune, pentru că nu se făceau cu astfel de apă. În împrejurări de, de acestea, când vestea s-a dus că Dumnezeu are un profet, un profet nou, în persoană lui Elisei. Când Elisei a trecut prin orașul acesta, locuitorii l-au rugat și au spus: Noi avem o mare problemă aici. Poți să te rogi Dumnezeului tău pentru noi? Poți să faci ceva? Uite-te, orașul nostru arată bine, apa nu este bună. Și, bineînțeles, după cum ați auzit, Elisei, inspirat de Duhul Domnului, a procedat la vindecarea apelor ierihonului, care sunt bune până în ziua de astăzi. Am fost în ierihon într-adevăr, foarte frumos ierihonul, o locație extraordinară, o climă extraordinară. A rămas de atunci și până astăzi locuibil și cu apă bună. Aplicația pentru zilele noastre este aceasta. Trăim într-o lume, frașesuror, doamnelor și domnilor, care ne îmbie cu tot felul de lucruri. Dar apele lumii în care noi trăim nu sunt cele mai bune. De fapt, proverbe 9, 13 18, cuvântul Domnului spune că apele furate sunt dulci. Lumea noastră arată ca o lume cu apă sălcie, cu apă furată. Și foarte mulți sunt îmbolnăviți datorită apelor lumii în care trăim. Îmbolnăviți în trupurile lor, îmbolnăviți în relațiile lor, îmbolnăviți în așteptările lor, îmbolnăviți în casa lor, îmbolnăviți în biserică. Jumătăți de măsură, apă sălcie. religiozitate, apă sălcie, înșelăciune în business, apă sălcie. Neîmplinire sufetească. De ce? Pentru că te-ai dus pe alte canale să cauți această împlinire decât cuvântul lui Dumnezeu, decât apa vie a Duhului Sfânt și a cuvântului. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, un profet mai mare decât Elisei și mai mare decât Ilie și mai mare decât toți profeții este în mijlocul nostru astăzi. Este Isus Hristos. El este în stare să vindece apele Ierihonului tău. este în stare să vindece apele tulburi din casa ta. El este în stare să vindece apele amare din locul unde tu te afli, din businessul tău. El este în stare să vindece apele amare din viața ta. El este în stare să vindece apele amare din biserică dacă sunt. Unul mai mare decât Elisei este cu noi, Iisus Hristos. De aceea, în această Seară, în acest început de serial nou, Comoara din Stâncă, haideți să urmărim împreună primul mesaj pe care l-am intitulat, Apele Amare și Vindecarea Lor. Apele Amare și Vindecarea Lor. În primul rând să ne uităm la realitatea despre Apele Amare. Cum arată aceste ape? De ce trebuie să știi să te ferești? Și de ce trebuie să mă feresc? Ce trebuie să ocolim? Și de ce nu trebuie să ne atingem? Pentru că nu vrem să ajungem mai rău. Nu vrei să ajungi în relația din casa ta mai rău. Nu vrei să ajungi în sănătatea ta mai rău. Nu vrei să ajungi în pacea lăuntrică mai rău. Nu vrei să ajungi în relația cu frații mai rău. Realitatea este aceasta. Din gădina Edenului, de atunci suntem într-o coborâre dreptată. De la Ierusalim, din Eden, spre Ierihon. Suntem într-o coborâre treptată. Și dacă nu vegem unde ne oprim și în dreptul cărui lucru ne oprim, a cărui plan ne oprim, s-ar putea să ne adăpăm din ape sălcii, din ape erihonice. Primul lucru despre apele erihonice, despre această realitate, este că aparența este înșelătoare. Cu aceasta îmbie diavolul pe oameni. Cu aparențe înșelătoare. Uitați-vă în versetul 19, partea întâi. Oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată, așezarea cetății este bună după cum vede Domnul meu. Aparență înșelătoare. Orașul arată bine. Școala nouă la care te-ai dus arată bine. Biserica nou la care ești invitat să lucrezi arată bine. Biserica în care te duci arată bine. Lucrarea pe care ești în viață o faci arată bine. Dar este de multe ori o aparență înșelătoare. Fata cu care vorbești arată bine. Băiatul cu care vorbești arată bine. Dar dacă te uiți mai bine în businessul acela, probabil de care te-ai apucat, trebuiește multă înșelăciune. Trebuiește multă nedreptate. Dacă te uiți mai bine la caracterul acestei fete cu care ai început să discuți, este frumoasă, dar. Dacă te uiți la Mr. Macho, arată bine, dar. Dacă te uiți în locul acesta în care te-ai dus, probabil să te închini sau să slujești Dumnezeu, este mai multă religiozitate decât frică de Dumnezeu. Dacă te uiți în strada în care te-ai mutat, s-ar putea să arate bine cartierul, să arate bine locul în care te-ai dus, dar, dar, uite-te bine în jurul tău și uite-te la lucrurile cu care ești îmbiat. Uite-te la lucrurile care sunt întinse în fața ta. Uite-te la pachetul la care, în felul în care este împachetat lucrul acela. Nu vedeți dumneavoastră cât este de uh, redus omul și să înșală singur? Dacă cumperi un produs oarecare și este ambalat în hârtie simplă, dai 5 dolari pe el. Același produs dacă este ambalat cu staniol? dai 15. Și același produs, dacă este ambalat și cu două, trei culori pe el și îl cumperi de la nu știu unde, dai 28 de dolari pe el, nu? Diavolul face la fel. Îmbracă totul să arate bine. Ca eu și tu să nu vedem. Să nu vedem că apa cu care el vrea să ne îmbie este o apă mare, este o apă sălcie. Și lumea este furată de aparențe. Trăim într-o lume care este furată de aparențe. Aici arată mai bine, aici arată mai bine, aici arată mai bine. Aici să știe mai bine, aici să știe mai bine, aici să știe mai bine. Dincolo, așa, dincolo, așa, dincolo, așa. Uită-te la realitate. Uită-te. Când vrei să faci un lucru, este Dumnezeu acolo sau cine te îmbie? Când vrei să faci un lucru, uite-te, este acolo manifestarea puterii Duhului Sfânt sau ce te îmbie? Uite-te la business acela, uite-te la real relația aceea, uite-te în casa aceea, uite-te la viață. Vezi, este Dumnezeu prezent acolo? Aparența fură pe mulți. De aceea avem familii distruse relații distruse, vieți distruse, business distruse, biserici distruse, pentru că oamenii caută la suprafața lucrurilor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al adâncimii. Când s-a urcat în corabia lui Petru, după ce a vorbit la margine, la mal, acolo unde se adună, fizic vorbind, la mal se adună toate mizeriile. Dacă au vrut să pescuiască și apoi să se traducă în toată lumea pescuirea minunată, vă aduceți aminte ce a spus lui Petru? Depărtează corabia la adânc. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al adâncimii. Lucrările lui sunt lucrări înțelepte, lucrări adânci. Nimic nu este aparent la Dumnezeu, toate lucrurile lui sunt reale, ceea ce vorbește, aceea face, aceea împlinește, lucrarea lui este o lucrare profundă, dragostea lui este o dragoste adâncă, cuvântul lui este un cuvânt adânc, lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare adâncă, serioasă, chemarea pe care el ce o face este o chemare serioasă. Deschideți ochii, deschideți ochii, pentru că... Realitatea despre apele de la Erihon este aceasta, aparență înșelătoare. Domnul meu, uite-te, orașul arată bine. Totul este bine. Dar ce nu-s bune? Apele. Sănătatea. Viitorul. Toate sunt afectate de apa aceasta. Apoi, al doilea aspect al în... În realității este izvoare otrăvite. Dar apele sunt rele, spune partea a doua versetului. Sursa izvoarelor ierihonice nu este din Dumnezeu, nu este din Cuvântul Scripturii, nu este din Isus Hristos, nu este din Duhul Sfânt, nu este din adevărul său. Cine se adapă din apele ierihonului, nu pot să spună ca fiului core în Psalmul 87 cu versetul 7, toate izvoarele mele sunt în tine. Nu poate. Să nu uităm, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în drumul nostru de la Ierusalim, din Eden, spre Ierihon, că așa am ales să mergem, noi am fost dezbrăcați de glorie, am fost bătuți de cel rău, am fost furat, dezbrăcați de înțelepciune și de aceea, când ni se întinde în oboseala noastră ceva, ni se întinde un izvor otrăvit, o apă otrăvită. Dar chemarea pe care ne-o face Dumnezeu, cel puțin în Psalmul 34 cu versetul 8 este acesta, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Domnul. Nu există, nu există nicăieri bucurie ca bucuria cu Dumnezeu. Nu există bucurie ca bucuria în Duhul Sfânt. Nu există bucurie ca bucuria în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există bucurie ca atunci când te cercetează Dumnezeu, așa cum spuneam în altă ocazie. Este suficient un simplu cuvânt să spune Dumnezeu și când știi că este de la El, îl ții minte toată viața. Dar poți să ai o mie de bucurii de celelalte. Le uiți. Când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu te atinge, când Dumnezeu deschide izvorul lui ca să toarne peste tine și peste mine, bucuria pe care o dă el este o bucurie eternă. Este o bucurie eternă. Izvoarele de la Erihon sunt otrăvite. Sunt otrăvite. Pe de altă parte, este o treia dimensiune a acestei realități, rezultate dezamăgitoare. Partea finală a versetului 19 spune, și țara este stearpă. Și țara este stearpă. Uite-te la tine, lipsește pacea, lipsește bucuria, lipsește împlinirea, lipsește mulțumirea, lipsește liniștea. Poți să dormi în lucrurile pe care le faci, în lucrurile pe care le trăiești, în izvoră din care te adăpi, lucrurile cu care te hrănești, Adevărurile care crezi că te hrănești, sau lucrurile pe care le practici, trăirea pe care o ai, îți dau liniște. Poți noaptea să dormi, ai pace în sufletul tău, ai pace în așternutul tău, ai pace cu Dumnezeu, ai pace în casă, ai pace cu semenii. Și țara este stearpă. Este prezență divină cu tine? Este prezență divină acolo unde te duci? În locul în care te întâlnești, în cercul în care te adun, este Dumnezeu prezent? Se coboară Dumnezeu? Se coboară cercetarea Duhului Sfânt acolo? Vorbește Dumnezeu? Se deschide cartea lui Dumnezeu în locul acela? Se deschide cartea lui Dumnezeu în casa ta? Când nu există prezent Dumnezeu și izvorul din care te adăpi este unul erihonic, ai frică, ai teamă, ai neliniște, atitudini necontrolate, vorbe necontrolate, neadevăruri. Diavolul vrea să convingă o lume întreagă că apele furate sunt dulci. Apele lui sunt totdeauna sălcii și apele lui sunt totdeauna dătătoare de bolă. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, cum spuneam, dacă Dumnezeu a putut să folosească pe profet, pe Elisei, să vindece apele de la Erihon, Dumnezeu a trimis între noi pe cel mai mare dintre profeți. Și este mai mult decât un profet. Pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ca să vindece viața ta, să vindece casa ta, să vindece înțelegerea ta, să vindece Inima ta, să vindece sufletul tău, să vindece duhul tău, să vindece relațiile tale. Deci haideți să ne uităm în al doilea rând la realitatea puterii de vindecare. Elisei a vindecat la cuvântul Domnului și Dumnezeu nu s-a schimbat. Eu cred într-un Dumnezeu care vindecă și astăzi fie că vindecă fizic, fie că vindecă sufletește, fie că vindecă spiritual, Dumnezeul nostru poate. Și nu numai că poate, o și face. O și face. Și uitați cum vindecă Dumnezeu cum a vindecat Elisei și oglinda aceasta, care este împlinirea bunurilor viitoare, cum spune nevrei Evrei 10 cu 1, uitați cum se repetă la nivelul tău personal, la nivelul casei tale, la nivelul meu personal, la nivelul familiei mele, la nivelul uh, bisericii, la toate nivelele. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu când vindecă, El te vindecă pe tine întâi. El te vindecă pe tine întâi. Versetul 20. Elisei a zis, aduceți-mi un blid nou. Locuitorii din Erihon au putut să-i ducă lui Elisei un blid nou. Dar hai să ne uităm la noi. Noi nu avem un blid nou, o farfurie nouă. Pentru că vasul nostru este un vas sfărămat. Vasul trupului acestuia, cum spune Sfântul Apostol Pavel, este un vas fermat. Suntem trudiți și împovorați. Matei 11 cu 28. Păcătoși, Roman 5 cu 8. Neputincioși, Roman 5 cu 6. Desfigurați de păcat și cu caracter reprobabil. Roman 10, 3 cu 10 la 18. Dar Isus Hristos, mai mare decât toți, vine la tine și vine la mine și te vindecă pe tine întâi. El este acela, frate doamnelor și domnilor, care se atinge de noi. Duhul Său cel Sfânt ne eliberează. Galaten 5 cu 22 la 23. Adevărul Scripturii ne face liberi. Ioan 8 cu 32. El ne dă o cunoaștere nouă. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Vasul tău va deveni vas nou în mâna lui Hristos. Trupul tău va deveni un trup, tă, un trup nou, intelectul tău un intelect nou, simțirea ta o simțire nouă, umblarea ta cu Dumnezeu o umblare nouă, puterea ta o putere nouă, pentru că în Hristos toate lucrurile sunt noi. De aceea te vindecă pe tine prima dată. Înțelegerea ta, ființa ta, inima ta, sufletul tău, duhul tău, Îți dă natură nouă, putere nouă, voință nouă, toate lucrurile noi. 1 Tesalonicen 5 cu 23, totul. Aduceți-mi un blind nou. Dacă n-ai un vas nou, vină la Iisus Hristos cu vasul tău. Sfărâmat, crăpat, știrbit, o și din mână, cum vorbea dimineața fratele Dorin, Marelui Olar, Dumnezeu, trebuie să iasă un vas de cinste. Un vas frumos. Un vas nou. Dumnezeul nostru poate să te înnoiască. Poate să-ți înnoiască casa. Poate să-ți înnoiască relațiile. Poate să-ți înnoiască înțelegerea. Poate să înnoiască relațiile dintre noi. Dumnezeul nostru poate și o face. El te vindecă pe tine prima dată, vasul tău, vasul inimii tale, vasul trupului tău. Al doilea lucru pe care îl face, el pune vindecarea în tine. El pune vindecarea în tine. Vesetul 20 spune, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Puneți sare în el. Ce pune Dumnezeu în tine? Pune lumina sa pentru că vrea să te facă lumina pământului și pune sarea sa pentru că vrea să te facă sarea pământului. Ce însemnează aceasta? Pune cuvântul său, să nu noastră, ce cu versetul 105, o candelă pentru picioare, o lumină pe cărare. Pune înțelepciunea sa, Iacob 3, 17 la 18. Pune puterea rugăciunii, Iacob 5 cu 13 la 16. Pune puterea numelui Domnului Isus Hristos, Marcu 16, de la 17 la 20. Puterea sângelui său, Apocalipsa 12 cu 11. Hristos în noi, speranța gloriei. Cum ai putut să învingi? Prin sângele Domnului Isus Hristos. Cum ai putut să învingi? Prin puterea rugăciunii. Cum ai putut să învingi? Prin puterea numelui Domnului Isus Hristos. Cum ai putut să învingi? Prin înțelepciunea lui Dumnezeu, care este curată tot timpul. Cum ai putut să învingi? Prin puterea pe care o dă Dumnezeu prin Scripturi. Cum ai putut să te ridici? M-a ridicat Dumnezeu prin puterea Duhului Său cel Sfânt. El pune vindecare în tine în tine, în mine, în casa ta, în familia ta, în inima ta, în Duhul tău. Exact așa cum spune cuvântul Domnului. Și apoi, cel de-al treilea lucru pe care îl face, el te direcționează cu înțelepciunea lui. El te direcționează cu înțelepciunea lui. Versetul 21. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea. Observați, cu cât înțelepciune lucrează Dumnezeu, Elisei a zis, aduceți blidul acela nou. A pus sare și a zis, uitați ce facem acum, de unde vine apa în Erihon? Este un izvor principal, este un izvor mare aici, trebuie să mergem la izvor, de acolo de unde iese apa. Dumnezeul nostru face la fel, dacă vrei să te binecuvinteze, dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească sau să mă folosească, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vindece inima, să-ți vindece înțelegerea, să-ți vindece relațiile, să-ți vindece casa și să ai bucurie de aici încolo, să nu te mai adăpi la ape să cei. Dumnezeu vrea să ajungem la izvor, la origine, la origine, la rădăcina vieții, la rădăcina problemei, la cauza aceea care te-a dus unde ai ajuns. Uite-te în viața ta. Fie că ești aici în biserică, fie că ești la internet, oriunde te-ai găsi. Ce a dus de a ajuns în starea în care ești? Trebuiește căutată sursa problemei. Este pofta firii? Este pofta ochilor? Este neascultarea? Este atitudinea? Este spiritul de rebeliune? Este Întoarcerea spatelor lui Dumnezeu, ce te-a dus să ajungi în starea aceasta? Dacă vrei să ieși de acolo, trebuie să mergi la izvor, trebuie să mergi la rădăcină. Dumnezeul nostru te poate vindeca de acolo, de la izvor, de acolo din inimă, de unde ies toate lucrurile. În sensibilitatea sufletului tău, Dumnezeu are putere să intre și să sfințească dorințele tale sau ale mele. Să sfințească gusturile tale, să sfințească înțelegerea ta, să sfințească toate preocupările tale și ale mele. Dumnezeul nostru poate. Trebuie mers la origine. La origine. Și atunci vei vedea că nu mai... Ești robit de patima care te-a robit până acum? Nu mai caz din nou sub patima în care ai căzut până acum? Nu te mai duci în locul în care ai fost și ți-ai ruinat viața? Nu mai practici business pe care l-ai practicat până acum? Nu mai umbli cu oamenii cu care ai umblat până acum? Nu mai ai pe care le-ai avut până acum? Când ajungi la originea lucrurilor, te împretenești cu Dumnezeu și capeți pace. Te împretenești cu Dumnezeu și capeți pace. În al treilea rând, Realitatea despre apele vindecate. Frați și surori, doamnelor și domnilor, se cunoaște oare când Dumnezeu vindecă ceva? Se cunoaște? Trebuie să se cunoscă. Trebuie să se cunoscă. Dumnezeu nu, nu este numai în businessul vorbitului și nu se vede nimic. Dacă ne uităm aici, la Irihon, în lucrarea lui Elisei, cel puțin două lucruri sunt vizibile. Și dacă te uiți în viața ta și spui, să a atins Dumnezeu de mine, m-am pocăit, m-am mântuit, m-a vindecat Dumnezeu. Două lucruri cel puțin trebuie să se vadă. Primul, viață din belșug. Viață din belșug. Versetul 21, partea finală. Nu va mai veni din ape moarte. Nu va mai veni din ape moarte. Așa spuse Elisei, așa vorbește Domnul. Vinde capele acestea și nu va mai veni din ele moarte. Când Dumnezeu vindecă, se cunoaște. Se cunoaște. Nu mai vorbim cum am vorbit. Nu mai gândim cum am gândit. Nu ne mai uităm unii la alții cum ne-am uitat până acum. Nu mai vorbim unii cu alții cum am vorbit până acum. Totul trebuie să fie schimbat. Totul trebuie să fie transformat o viață din belșug. Pentru că unde se coboară Dumnezeu cu îndurarea Lui și unde pune Dumnezeu mâna Lui ca să ridice și să vindece, acolo, într-adevăr, trebuie să existe bucuria mântuirii, trebuie să existe bucuria Duhului Sfânt. Trebuie să existe o umblare cu Dumnezeu cum nu s-a întâmplat până acum în viața ta sau în viața mea. Dacă te-ai rugat, de exemplu, și rugăciunea pentru tine a fost ceva plictisitor, ceva greoi de început. Dacă te-ai rugat trei minute, te-ai mult. Când te atinge Dumnezeu, nu te mai poți opri din rugăciune. Nu te mai poți opri din rugăciune. Îți vin cuvintele unul după altul. Te cercetează Duhul Sfânt, dacă ești botezat și de Domnul cu Duhul Sfânt. Încep, când termin cuvintele în limba ta maternă, încep să vorbești în limbi străine. În numele Lui Dumnezeu. Miri. De unde sunt cuvintele acestea? Nu sunt de la tine, pentru că izvorul tău este un izvor nou. Izvorul tău este Dumnezeu, izvorul tău este Isus Hristos, izvorul tău este Duhul Sfânt, izvorul tău este Cuvântul lui Dumnezeu, izvorul tău este unul nou, este divin, este divin. Până acum, să te audă cineva cântând, poate nu te auzi nimeni cântând, dar cum te culci cântând, te scol cântând. Nu știu ce zic vecinii despre tine, dar așa faci. Pentru că ai bucurie în inimă, ai cântare în inimă, ai cântare în familie, ai cântare în viața ta, te-a atins Dumnezeu, este viață din belșug. Umbli cu înțelepții, câștigi suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, că și pentru tine a trăi este Hristos. Și al doilea lucru este roadă din belșug. Nu numai viață din belșug, este rodă din belșug. Nu va mai veni nici stârpiciune. Nici stârpiciune. Până acum la Erihon n-a crescut aproape nimic. Pentru că în apele acelea sălcii nu se făcea nimic. Când stai departe de Dumnezeu și îți lipsește bucuria mântuirii, când nu ești schimbat de dul sfânt al lui Dumnezeu, când cuvântul Domnului nu locuiește din belșug în tine sau în mine, când puterea lui Dumnezeu este doar ceva de domeniul povestitului și nu este de domeniul trăitului și a experienței. Nu poți să vorbești despre roada lui Dumnezeu cu tine, însă când te atingi Dumnezeu, când m-a atins Dumnezeu, când m-a vindecat Dumnezeu, nu mai există stârpiciune. De devii ruditor. Este de lucru în casele noastre, frașesorori? dacă ne atingi Domnul, trebuie să se vadă rodire. Este de lucru în relațiile între noi? Dacă ne atinge Domnul, trebuie să se vadă relații noi. Este nevoie de o participare nouă în viața bisericii, în biserica Emanuel? Vorbim de cei lângă noi? Vorbim în biserica în care tu te închini? Dacă te atins Dumnezeu, nu poți să stai liniștit. Nu poți să stai liniștit ca o să vezi ce pot să fac pentru Domnul. Domnul a făcut atât de mult pentru mine. Atât de mult pentru mine. Nu pot să trec pe lângă un sărac să nu-l văd. Nu pot să trec pe lângă un amărât să nu-l observ. Nu pot să știu că cineva este bolnav și să nu mă doară, să nu-l port în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să vă lucra lui Dumnezeu în stela în care se află și eu să nu mijlocesc pentru această lucrare și să nu mă implic în această lucrare. Nu pot. De ce? Dumnezeu mi-a atins inima. Și pentru că în inima mea a pus viață unde vreau să ajung, așa cum spune uh, Profetul Ezechiel în capitolul 47, pretutindem pe unde ajunge râul acesta, ce este? Este viață. Este viață. În concluzie. Și apoi vreau să vă invit la rugăciuni. Cum? este izvorul din care tu te adăpi. Cât de curat este acest izvor? Cum arată locul în care tu te afli? Poate vei zice foarte îmbietor. Oameni frumoși, familii frumoase. Este Dumnezeu acolo? Este Dumnezeu acolo? Se prezintă Duhul Sfânt acolo? Se vorbește cuvântul lui Dumnezeu acolo? Tu știi, arată bine, anturajul meu arată frumos, colegii mei arată bine, ce obiceiuri au, ce practici au, ce trăire au, Locul în care eu mă duc arată bine. Este viața acolo? Sunt vasele acestea în mijlocul cărora tu te duci, vase noi? Atinse de Dumnezeu? Este viață în ele? Dacă este, trebuia să te contamineze și pe tine, dacă vrei să vorbești în felul acesta. Să te atingă și pe tine. Să nască și în tine dorință. Când este vorba de lucrarea Domnului, frașe și surori, doamnelor și domnilor, ar trebui să fim, aici ar trebui să fim plini de gelozie. Dar nu gelozie din aceasta copilărească. O, oh, aș vrea să cânt mai bine decât puneți asta pe cine vreți acolo. Vreau să predic mai bine decât puneți pe cine vreți acolo. Vreau să mă rog mai bine, puneți pe cine vreți acolo. Ce vine această dorință aș vrea să mă bucur și eu cântând. Aș vrea să mă bucur și eu rugându-mă. Aș vrea să mă bucur și eu în cercetarea Duhului Sfânt. Aș vrea să mă bucur și eu când deschid Biblia și o citesc. Să nu fie doar o carte care să mă adormă seara când am ce să fac. Aș vrea să am și eu această experiență cu Dumnezeu. Aceasta însemnează că Dumnezeu s-a atins de tine atunci. Și dacă dorești bucuria Lui, cercetarea Lui, mântuirea Lui, Dumnezeu este gata, dispus să vindece apele din care tu te adăpi. Și să auzi aceste cuvinte, dacă n-ai un blid nou, dacă n-ai un vas nou, vină tu la mine așa cum ești și am să te fac o făptură nouă. După cuvântul care spune și pe care îl știm așa de bine, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Când sunt noi, se văd. Se văd și când sunt vechi. Că se vede stârpiciune, se vede lipsă de roadă, se vede moarte. Însă când umbli cu Dumnezeu, trebuie să se vadă viața și Dumnezeu este cu noi, chiar dacă sufletul tău este abătut în vremuri ca acestea, sau al meu, sau al casei tale, sau al casei mele, frați și surori, Mântuitorul nostru este în slujba ridicării, în slujba vindecării, în slujba binecuvântării. Adui lui vasul tău, adui lui viața ta, adui lui trupul tău, adui lui sufletul tău, a doi lui Duhul tău. Că el va pune sare, va pune cuvântul său, va pune Duhul său cel sfânt. Te va face și ne va face și mă va face. Făpturile cele noi de care el se poate folosi pentru că apoi la rândul să binecuvinteze pe alții.